Buzoienii se vor putea plimba pe o nouă arteră modernă, precum Calea Eroilor. Autoritățile locale sunt decise să extindă modelul Căii Eroilor la nivelul altor străzi din municipiu și astfel să modernizeze principalele porți de intrare în oraș. Vizată de schimbare este intrarea în oraș dinspre Mărăcineni, ce va fi reabilitată în același stil urbanistic implementat anul trecut. Intrarea în oraș va avea o tematică specială. Sper în primăvară să reușim să facem un fel de calea aviatorilor și a rachetomodelismului, astfel încât ieșirea, intrarea și ieșirea din Buzău, mă refer la Calea Eroilor, să aibă în partea opusă spre podul de la Mărăcineni, tot așa o expoziție foto istorică despre cele două școli, școala de rachetomodelism și școala de aviație și parașutism de la Buzău. Porțiunea dintre podul Mărăcineni și rondul de la avion ar urma să treacă printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, la final devenind o copie fidelă a tronsonului din bariera Ploiești. Vor fi și niște fotografii alese. Una din aceste fotografii atestă că doctorul, medicul George Emil Palade, care în 1974 a luat premiul Nobel pentru medicină, a fost doctor militar între 1941, practic aici a făcut războiul, între 1941-1945, unitatea care atunci era la Băneasa și pe urmă transferat în partea slavă. Este un lucru absolut extraordinar. Modernizarea Căii Eroilor s-a realizat anul trecut, iar autoritățile au anunțat la acea vreme că va deveni strada etalon pentru municipiul Buzău.